Pentru ce mă legitima? Așa. Veni și vă dați vestajul, să o luați înapoi și vrem să vedem cu cine sunt de vorbă. Eu m-am prezentat la Genustase la Poliția Transportului. Eu sunt Oleg Brega, sunt voluntar și tot mai am predat vesta că am terminat schimbul, tura. Sigur. Și acum aștept la poliție să-mi recuperez bicicleta. A, deci aveți izvenit la noi aici? Da, la poliție. Dacă sunteți dumneavoastră șef la secția asta, vă rog să-mi dați bicicleta. Un buletin să-mi prietași? Nu am buletin și m-ați legitimat azi odată din cauza bicicletei. Poate v-a legitimat colegii mei, nu? Da, dar dumneavoastră pentru ce mai legitimați? Am spus motiv. Ce? Care? E un motiv legal ăsta? Pentru care sunteți aici în fața corturilor. Păi sunt în gara de nord, în fața corturilor, da, e ceva ilegal, trebuie să fie un teme ilegal. Am spus, Oleg Brega mă numesc. Și eu mă numesc Oleg Brega. Așa, data nașterii. Nu vă dau data nașterii, pentru că asta e legitimare și legitimarea trebuie să fie legală. Cu teme ilegal. Dacă e ilegală, e abuz. Da? Trebuie să aveți un motiv legal. Nu așa că vi se pare suspect, că vi se pare interesant, că s-au plâns pompieri. Ce s-au plâns pompieri? Că am trecut pe lângă ei și am dat din coadă să... Păi și nu-i voie să stau la corturi? La corturile astea special amenajate sunt... Corturile astea sunt pentru refugiați și eu sunt voluntar pentru refugiați. Am înțeles. Și este un temei legal? Să mă legitimați? Un document să prezentați. N-am document. N-am niciun document. Atunci numele și data nașterii. Nu vă spun numele și data nașterii. Trebuie să-mi spuneți temeiul legal pentru care mă legitimați. Nu să abuzați așa. V-am spus, mă numesc Oleg Brega. Am înțeles și data nașterii. Dar nu vă spun data nașterii, că-s date personale și astea se cer numai în cazuri legale. Da? Când ai temei legal să legitimezi omul. Oleg și mai cum? Brega. Brega. Imediat să văd aici la colegii mei dacă ați spus că ați venit azi. Și pe bicicletă, da. Imediat să văd la... Și acolo la cortul central, să legitimată cu numărul de buletin la cortul central, că-s voluntar. Tocmai am predat vesta. Am înțeles, nu v-am... Păi nu, m-ați abordat și îmi cereți date personale, fără temei legal. Deci v-am zis că vreau doar să știu ce este asta. Și v-am spus numele. Imediat mă duc să verific dacă chiar ați venit. Pofte. România ca stat polițienesc. Abuzuri și intimidări. Le-a cășunat lor să mă legitimeze. Că îmble pe lângă corturi. Ar trebui să mergem tiptil, să ne ascundem. Oleg Brega. Da, nu? Oleg Brega, Brega sunt. G. Mafia cu iepuleți. Învârtiți pe lângă corturi. Vai, ce ilegalitate am comis. Mă învârt pe lângă corturi. Nu e în regulă, e abuz ce ați făcut dumneavoastră și pot să scriu o plângere la parchet. E un abuz, e o legitimare nelegală. O zi frumoasă, sănătate. Nu prea o să mai fie ziua frumoasă după cum s-a comportat azi SRI-ul, poliția, pompierii, poliția locală de la sala 1. Numai abuzuri am trăit azi. Din cauza delegației oficiale. Toți sunt încordați.